Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Wilhelmina Cheul. Economia este într-o etapă periculoasă și plină de incertitudini, iar șomajul a depășit de mult standardele. Aceasta este declarația reprezentanților băncii naționale, care susțin că situația din Europa se înrăutățește pe zi ce trece și toți suntem în aceeași barcă. Băncile centrale nu mai au posibilitatea să susțină datoriile statelor membre și singura soluție este capitalizarea acestora. Reprezentanții băncii naționale nu sunt prea optimiști referitor la ceea ce ne așteaptă anul viitor. Prognozele de creștere economică se tot modifică în jos și tot mai multe țări europene își arată semnele crizei. Economia este într-o etapă periculoasă și plină de incertitudini. Există o intercorelație adversă între economia reală și sectorul financiar, iar în țările avansate există un șomaj care a depășit de mult standardele. Poate elementul de sinteză care trebuie să ne intereseze astăzi este faptul că dânsa ne atrage atenția asupra unui lucru pe care îl cunoaștem cel puțin din momentul în care discutăm despre globalizare și am să o citez. În lumea noastră interconectată din ce în ce mai puternic, nicio țară sau regiune nu mai poate merge singură înainte. Suntem legați împreună, fie pentru succes, fie pentru eșec. Nici băncile centrale nu o duc prea bine și susținerea datoriilor acumulate de multe state a devenit o povară prea grea pentru ele. După o analiză atentă s-a ajuns la concluzia că doar o capitalizare puternică a lor ar putea salva situația. Banca Centrală Europeană nu își mai poate asuma responsabilitățile guvernelor. Ceea ce înseamnă că pe undeva mesajul lui este că în conduita politicii băncii europene, băncii centrale europene, s-a ajuns deja la o anumită limită din punct de vedere a mandatului. Dar în același timp, ulterior a dat și un mesaj care e puțin cel mai optimist, în care spune că Europa nu se poate opri la jumătatea drumului, ea trebuie să rămână mult mai ambițioasă. Sigur că și acest mesaj trebuie să-l citim din punct de vedere aceluiași conflict care există între executivele, mai ales din țările din zona euro, și Banca Centrală Europeană, în sensul ce trebuie să facă fiecare pentru a gestiona această criză. Cu toate problemele prin care trec multe țări și în special criza din Grecia, investitorii români ar vrea ca România să treacă la moneda euro. Cu toate acestea vor trebui să aștepte până în 2015, dacă până atunci țara noastră va reuși să îndeplinească într-adevăr condițiile impuse pentru acest lucru. Înghețarea pensiilor și a salariilor până la 1 ianuarie 2013 ne mulțumește atât populația cât și pe reprezentanții opoziției. Încă o dată, puterea nu ține cont de promisiunile făcute și lovește în populație și așa sărăcită de măsurile de austeritate. Opoziția atrage atenția și spune că așa ceva nu se poate întâmpla într-o țară democrată și civilizată. Măsurile de austeritate implementate de guvernul Boc cu sprijinul președintelui au dus țara la limita sărăciei. Cele mai afectate categorii sociale au fost bugetarii și pensionarii, care s-au văzut lăsați fără siguranța zilei de mâine. Tăierile salariale, disponibilizările, impozitarea pensiilor s-au făcut haotic, fără să se țină cont de problemele clare cu care se confruntă populația. Această nouă măsură nu face decât să adâncească sărăcia și disperarea oamenilor. Practic i-a lăsat pe pensionari fără acest drept pe care, sigur, până la urmă l-au dat cei de la PDL prin Parlament. Asta cu consecințe dramatice asupra nivelului de trai al pensionarilor, pentru că și puterea de cumpărare a scăzut foarte mult, costurile, așa cum știți, costurile vieții au crescut, iată, au crescut prețurile la medicamente, au crescut prețurile la întreținere, au crescut prețurile la alimente. Deci toate aceste lucruri, sigur, se răsfâng asupra buzunarului cetățeanului, care din ce în ce mai puțin sau din ce în ce mai mult nu are acești bani în buzunar. De aceea este necesar să subliniem acest lucru, lipsa de competență, lipsa de consecvență, până la urmă și minciuna pe care acest guvern a dat dovadă.
Încă o dată, guvernul a dat dovadă de nepăsare față de români, a dovedit că toate promisiunile nu au fost decât minciuni, iar sloganul "Să trăiți bine" se aplică doar în cazul clientelei portocalii, care în timp de criză a dezvoltat averi uriașe. Cei pe care ar trebui să-i apere și să le reprezinte interesele, adică marea masă a populației, a fost uitată. Conform laudelor guvernului Boc de acum și de anul trecut și de anul acesta, trebuia ca din 1 ianuarie 2012 pensiile să crească cu rata inflației și 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. Din păcate, același guvern care a dat aceeași lege a prorogat termenul de aplicare a acesteia de la 1 ianuarie 2013. Salariile, așa cum bine știți, au fost reduse cu 25% până la sfârșitul anului 2010. Iată că suntem la sfârșitul anului 2011, iar guvernul n-a revenit la salariile bugetarilor cu cei 25% reținuți. Deci, e încă un element care ne arată seriozitatea, competența și consecvența acestui guvern. Pentru anul următor, previziunile specialiștilor în economie nu sunt optimiste. Din contră, ne așteaptă un 2012 poate mai greu decât ultima perioadă. Se preconizează o creștere a prețurilor, o criză a alimentelor, iar iarna care a început va duce populația la sapă de lemn. Bugetul Brașovului pentru anul viitor ar trebui construit după o consultare cu partidele politice care fac parte din actualul Consiliu Local. Aceasta este solicitarea socialdemocraților, care susțin că 2012 va fi atât un an de criză cât și unul electoral. Și de aceea executivul primăriei trebuie să aibă mare grijă cum va cheltui banii publici. Am constatat că foarte mulți bani și foarte multe lucrări se duc către obiective de imagine. Cred că trebuie să existe un anumit consens politic pe construcția bugetului pe anul 2012. O nouă asociere.